Salutare tuturor, numele meu este Răzvan și bine v-am găsit la un nou episod de Europa Empire 2027. Data trecută am zis că nu o să facem mare casă pentru că am fost întrerupt de două ori. A trebuit să editez videoclipul pe bune, că n-a trebuit să tai vreo 20-30 de secunde. Nu a durat foarte mult, a durat în jur de 12 minute să fac chestia asta. Și după am pus episodul. Ok, astăzi am vrut să mă gândesc la un plan cumva să atacăm Turcia și să o cucerim, pentru că am putea, dar în același timp sunt și foarte puternici, cred, așa că hai să vedem, continua jocul. După cum vedeți, lumea asta e de atavă. Dar Norvegia are Islanda și Spania, regatul unitar e Rusia, și aproape toți balcanicii, până afară de România. E ultima țară din Balcani și România și Slovenia, de iure. Pentru că noi suntem foarte puternici. Turcia nu este foarte puternică, așa că putem să-i batem destul de ușor, dacă stau să mă gândesc. Dar o să vedem ce o să facem. Știri de război. Ok, nu avem nimic. Națiunile Unite, tu trebuie... Da, dacă mai dai și mie, da, e perfect. Ok, deci va trebui să strângem 50.000 de căciulă de fiecare trupă. Sau probabil dacă o să avem cum, să strângem 100.000. 100.000 de trupe de căciulă. Da, pentru că îmi dai mită. Neaprobat. Avem o grămadă de trupe, dar nu avem foarte puține. Să vine să strângi. Avem foarte puține tancuri, elicoptere, artilerii. Germania cucerise la Polonia. Ok, I hate this game. Deci, cred că cea mai puternică țară este Regatul Unit, pentru că dacă cucerim Rusia, o să aibă grămadă de putere. Deci, sunt germani să rafinăm, da? Băi, dar nu a acceptat nimeni, ia să vedem cine, Suedia, meni să România să acționeze militar. Da? Păi, ce am făcut? Asta e faza. În fine, data trecută am cucerit Malta, așa că traiul ăsta am putea să cucerim Slovenia, ca să avem granițe cu Italia, dar Italia este de 17 ori mai puternică, iar dacă o fi țara mai mică decât a noastră, este puternică, tare Italia. Trebuie să facem o strategie până la urmă să avem și granițe cu Slovacia și cu Cehia, dar cum? Pentru că Franța e de 17 ori mai puternică decât noi, Turcia ar fi singura opțiune. Take out Turkey! Înainte de ziua să declarăm război, probabil o să dăm să inspectăm puțin. Dar nu avem noi arme de controlare vremii? Slovacia a retras forțele de la graniță cu Polonia. Portugalia a reușit să fugărească trupele dinamice din țara Suedia. Băi, dar de ce nu-mi trimite și mie nimeni ajutor financiar? Stai să vedem. France? Germany? Oh, Italy! Italy? Ok, m-am uitat eu puțin pe ei și văd că Turcia este în stare de război cu aliatul nostru de preț, Italia. Deci, probabil, când facem 50.000 de trupe, o să declarăm și noi război Turciei pentru agresiuni față de, nu știu. Băi, dar... Wait a minute! Cum
cer și eu ajutor militar. Pentru că nu vrea să mă lase, uitați. Deci dacă dau să ieșim la Britain, la Regatul Unit. Uite, trimiteți-vă-ți banii de rezervă, cere oprirea războiului. Frate, status. Nu știu, dar nu vrea să mă lase, asta e faza. Cere oprirea războiului, arată alianțe? Nu. Ia să vedem. Nu mai pare să cer ajutor. Cer, doar să cer oprirea războiului. Oh, e în stare de război cu Turcia, deci înseamnă că putem avea o șansă să îi omor și pe turci. O să facem și 1.700.000 de trupe, deci cu atât mai bine. Mai trebuie 1.000 de trupe aici. 1.000 de trupe costă... Ok, 50.000 de trupe pe partea asta. Nici nu mai avem elicoptere, avioane, nici nu mai zic 100 de avioane, portavion 5, deci, ne. Ok, aici tancurile astea sunt foarte scumpe. Deci o să farmez eu banii și ne vedem. După cum vedeți aici, toată lumea declară război Turciei, așa că o să declarăm și noi rapid, pentru că o să avem un avantaj, pentru că regatul lui a cucerit Ankara deja. Armenul în țara Republica Cehă, da. Este ultima noastră șansă. Dacă regatul nu reușește să ia Turcia, nu o să mai avem ce să facem. Deci, diplomație, Turcia, declar război și depunem toate trupele, le trimitem la granița cu Turcia, mobilizare totală, Turcia. Avem foarte mulți soldați, deci nu prea au ce să ne facă. Acum o să facem următoarea chestie, să trimitem... N-avem încă armele de controlare vremii? Acum o să le avem. Pentru că avem nevoie de ele. Oh, sunt foarte scumpe. Deci, baterii să mai așteptăm puțin. În fine, hai să vedem dacă reușim să cucerim noi Turcia. Ar fi foarte bine. România luptă la unii pas cu Turcia. Există... Da, aparent... Regatul lui Indit o duce bine. Nu. Pentru că oricum nu mai dai mită și așa că n-am ce să fac. Dar o să dau un... Hai. Și e pe bune. Hai că am închis și netul ca să nu ne mai deranjeze. Hai să vedem. Germania le transportare, România luptă la un impas, te rog să nu... Regatul Unit are tras forțele de la granița cu Turcia. Pe semn, ce se întâmplă? Doar noi luptăm la unii... Oh, Germania, Regatul Unit și... Și Regatul Unit nu mai luptă cu ei. Deci, înseamnă că... Nu! What the fuck? Lasă-ne, că oricum ești mort. Ne mai trebuie două ture ca să putem avea și noi, sau trei, cred, ca să putem avea și noi știri de război. Cucerit orașelul principal din țara Turcia, dar Turcia asta e cam rezistent, curcan. N-am văzut un curcan așa de rezistent. Da. Da. Pentru că îmi dă mită, dar doar că e... nu s-a acceptat chestia asta. Ok. Să vedem. No. Au cucerit Bucarestul, deci... Bine, da, pentru că am nevoie de bani oricum. Nu. Ce să fac ceva neapărat? Ce să fac? Fac. Armea de controlare vremii neapărat. Trebuie ca să-i
bombardăm tehnologic. Gata. Și dă-i. Centrul de război. Tip de atac. Arme de controlare vremii. Turcia. Oh! Și-au pierdut și foarte mulți bani. Și foarte multe trupe. Deci asta înseamnă că este bine. Sper să nu ne fi cucerit doar. Te rog, doar ce a luptat la un impas cu România. Asta a fost aproape. Noroc că i-am dat afară din București. United Nations. Strângerea armelor în Republica Cehă. Da, pentru că îmi dai mită. Avem și scrisori diplomatice, probabil de la Suedia, pentru că nu știu ce vor. Franța a anulat. That's a problem. I can listen from flowers. Știi război, nu ne... Turcia a cucerit orașul pe... Nu! Am uitat să-i bombard... Am uitat să fac o chestie. Da, bine, ok, că îmi dai mită. Am uitat iar să le dau arme de controlare vreme peste față. Hai că încep să pierdă cât mai mult. E bine. Deci dacă le-am dat, de le dau așa cu uragane fiecare rundă, probabil o să pierdă Turcia. Turcia luptă la un impas cu România. Acum încă un bombard. Bă, dar lasă-mă, mă, frate! Acum încă o bombardare și sunt morți ăștia. Nu o să mai luptăm la un impas, o să luptăm foarte bine cu ei acum. Dacă reușim să-i cucinim pe toți și o să avem granițe... Bine, o să avem granițe noi, oricum. Turcia are cucerit teritoriul care a fost luată de România. Dar nu o să le recucerești pentru că iar o să strimit un uragan peste Pereză. Mor din ce în ce mai mulți soldați otomani. De data asta România câștigă, nu mai suntem ocupați de otomani. Ce troll. Ok. Astăzi, cred că am pus toate episoadele pentru că am pus ăsta și cu încă un... Bine, l-am pus pe ăla cu Brawl Stars și mai am să-l pun pe ăsta și cred că am pus episoadele pentru astăzi. Ok, deci dacă vom reuși să îi cucerim pe turci, dar este imposibil pentru că, na... Turcia a reușit să flancheze divizia inamică care a apărut în Romaniei. Ce troll. Țara Olanda a trimis următoarele cerere. Oh, îmi dă mulți bani. Nu, dude, ăsta nu se lasă până nu să votăm să fie scoasă. Eu o pompă sub mână, dar măcar... Dacă știți cum zic, tot o să-i batem acum. Da, deci știri de război, România, cuceritor... Germania. Turcia luptă în România. Iarăși am uitat! Fuc! Fuc, 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 fuc! Pe bune? Oh my god, o să fiu landlocked by one country. Ma... Da, asta e o problemă foarte serioasă. Ce o să facem în cazul ăsta? Că dacă Britania și Franța îmi declară război, sunt caput, mort, tot ce vrei. Nu o să mai am ce să fac acum. Da. Oare câte trupe franceze sunt în... Cu cine am eu relații mai proaste? N-am cu nimeni. Singura mea șansă ar fi să anexez Slovenia, deci să facem o chestie.
puterea noastră navală este de 50.000 de trupe. O să facem de... Nu, o să o lăsăm așa. Vreau să o facem în felul următor. Diplomație. Slovenia. Declară voi slovenii pentru că avem nevoie de bani neapărat. Ok, centru de război, trimite trupe. Nu vrem să fac pornește invazie navală, da. Oricum știi care e faza că trebuie să retrag și trupele de la granița cu Turcia pentru că, da. Sau au venit singure, nu știu. Singuri. Franța a cucerit țara Slovacia. Ce-am crezut că Slovenia. Regatul Unit luptă la un impas cu Franța. Germania a cucerit orașul principal din țara Olanda. De. Lucruri mărunte, ce să zic. Gata, am retras forțele. Sper că am retras. Băi! Stai un pic. Nu. Wait. Tu îmi spui că eu cu atâtea forțe am rămas? Adică turcii mi-au omorât 1.000.000 de oameni? Turcia mi-a omorât 1.000.000 de oameni. Pe bune? Pe bune, frate? Nu mai am absolut nimic. Pe bune? You kidding me? You fucking kidding me? Stai un pic. Dintr-un 1.700.000 de trupe. Tu vrei să-mi zici mie că Turcia mi-a omorât 1.5 milioane de trupe. 1,5 milioane de trupe. Da, probabil să-i trimitem slovenii un uragan. Uragan. Au pierdut. Hai că au pierdut, gata. Nu. Ce o să mă fac acum? Dacă am pierdut atât de multe trupe. Cu România. Mamă, dar pierd la slovenii ăștia, sunt atât de mult la bătălie. O să pierd și după, dacă îmi declară război, Portugalia sau Suedia sunt mort. Cu cine am eu relații mai proaste? Poți să cer ajutor de la cineva, Italy? Apple? Cer ajutor. Mă rog că m-au ajutat. Cer și ajutor Britaniei? Ok, cu cine mai am alianță? Mai am nevoie de puțin ajutor pe aici. Deci, da. Cer ajutor Portugaliei. Ah, nu. Sunt în război. Norvegia. Sugher. Nu vreau să mă ajute pe bune. Cehia. De ce nu vreau să mă ajute nimeni? În afară de prietenii mei, Britain și... Finlanda? Nu. Da, eram sigur că nu vrea să mai ajute nici prin Finlanda. Franța? Ah, dar Franța nu mă mai ajută, că n-am nici tărătă de pace. Germany. Germania sigur trebuie.
să mă ajute. Mai cer o dată de la Italia, poate mai vor să-mi dea. Poți cere doar o dată pe lună. Da, deci... cam asta a fost cu episodul ăsta. Sper că v-a plăcut. Dacă v-a plăcut, nu uitați de like, subscribe, share, abonați-vă și pe rețetele voastre și un follow pe Instagram. Vezi contul meu în descriere. Eu ne vom vedea data viitoare. Pa, pa!